Poliția a identificat tinerii care au răsturnat coșurile de gunoi, au lovit cu picioarele băncile și au smuls tufișurile în parcul Alunelul din capitală. Acțiunile acestora au fost surprinse de camerele de supraveghere din preajmă, iar imaginile au fost publicate pe rețeaua de socializare de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vandalism. Incidentul a avut loc după miezul nopții, când 5 tineri au intrat în parc și au început să distrugă bunurile de acolo. De asemenea, camerele de supraveghere au surprins momentul în care aceștia și-au pus glugile înainte de a acționa. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a postat imaginile pe Facebook, a scris că un grup de cetățeni noaptea a făcut prăpăd în parcul Alunelul. Nu mi-ajung cuvinte cum să numesc aceste acțiuni. Aduc aminte că în toate sectoarele, la toate proiectele noi amenajate, sunt instalate camere de supraveghere. Iată de ce capitala are nevoie de poliție. Păstrați, vă rog, ceea ce avem. Sunt banii tuturor locuitorilor, a menționat edilul. Incidentul nocturn a stârnit indignare în rândul localnicilor. Sunt barbari, pur și simplu, nu au grijă de ceia lor. În schimb, ne iubim Moldova, vor în Europa. Asta este Europa? Sunt oameni răi, needucați. Ei nu înțeleg că a fost făcut pentru ca să fie frumos, bine. Este iresponsabilitate, adică nu este bine. Cineva încearcă, dar altcineva nu apreciază și pur și simplu strică. Ulterior, poliția a anunțat că indivizii care au vandalizat parcul Alunelul au fost identificați. Ei au între 20 și 26 de ani, iar la interogatoriu și-au recunoscut vina. Potrivit oamenilor legii, aceștia au explicat că în acel moment se aflau sub influența alcoolului. Poliția a deschis un dosar penal pentru vandalism. Potrivit articolului 288 din Codul Penal, distrugerea bunurilor în locuri publice, acțiune săvârșită de două sau mai multe persoane, se pedepsește cu amendă de până la 52.000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau cu închisoare de până la 3 ani.